Echipa națională nu are o grupă ușoară. Belgia e Belgia, Ucraina e Ucraina, cu jucători care evoluează în campionate puternice și chiar și la echipe bune. Vorbea Real Madrid, Arsenal, vin cu Chelsea. O motivație enormă și din cauza acestui nefericit război. Singura care poate fi mai abordabilă, dar niciodată nu poți ști, este și va fi și un antrenor italian, este Slovacia. Acum, ce vreau eu să spun este că am senzația din afară că este o atmosferă bună la echipa națională, că s-a creat o unitate. Faptul că echipa națională s-a calificat fără să piardă vreun meci și în final, prin șansă, prin o conjunctură, prin lupta lor, au reușit să termine și pe primul loc, arată că băieții ăștia au crescut, grupul acesta a crescut. Am avut senzația până acum, dar acum, în ultimele zile, când am tot văzut la televizor că au fost contestate niște decizii ale lui Eddie. Bine, dar vor fi întotdeauna contestate. Da, am avut senzația că în jurul echipei naționale s-a creat o atmosferă foarte frumoasă, pozitivă, de motivație, de unitate. Și este nevoie de așa ceva, pentru ca o echipă ca a României să aibă niște rezultate bune, are nevoie să plece la acest turneu final înconjurată de o atmosferă corectă, pozitivă, de optimism. Asta s-a întâmplat și cu Italia în 2021, când a câștigat acel campionat european. Nu era echipa cea mai bună. Da, da. De departe, a fost o mare surpriză că Italia a câștigat. Dar în jurul ei, înaintea campionatului european, absolut toată lumea o susținea. Presa o susținea, conducătorii de la alte echipe, antrenorii de la alte echipe, publicul, fără niciun urmă de supraîncredere, că mergem acolo și facem. Nu, mergem la luptă, mergem să ne batem fiecare meci, va fi important, vom vedea. Chestiile astea. Și i-a făcut pe ei să intre fără o presiune deosebită, să fie mai uniți, mai puternici. Totdeauna când este această atmosferă, și încă o dată spun din experiența anului acesta, echipele creează ceva, o energie pozitivă care îi împinge în sus. Spune-mi, lăsați-mă să termin, că e important. Ar putea exista și varianta ca echipe cum sunt Belgia, Germania, nu mai știu care vreți dumneavoastră, să nu traverseze momentul cel mai bun. Ba niște jucători accidentați, ba o râcă, așa cum s-a întâmplat cu Elveția. Între ei niște disensiuni, niște fisuri care se creează și ajung la momentul important al jocului să nu fie la maximum. Și o echipă mică sau mai mică ca a României, dar cu o atmosferă total pozitivă, de unitate, de motivată la maximum, să câștige. Eu pe asta merg foarte tare. Fotbalul nu înseamnă doar ce se joacă 11 la 11 pe teren. Înseamnă enorm de multe alte lucruri.